Salut și bine te-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi voi continua seria de tutoriale video despre introducerea în HTML și CSS. Astăzi am să vă vorbesc despre crearea primei pagini HTML și tagurile de bază în HTML. Dacă în tutorialul video anterior ne-am familiarizat cu elemente de bază ale limbajului HTML, acum vom vedea care sunt părțile de bază a unui document HTML și vom crea prima noastră pagină. Și în acest fel vom continua cu primul mare titlu și mai exact tagurile de bază ale paginii HTML. Paginile HTML nu se descriu la întâmplare, ci respectă o structură definită cu exactitate. Două taguri sunt obligatorii. Și mai exact tagul HTML și tagul body. Dar întotdeauna se folosește și head. Le scriu așa ca să se vadă destul de bine. Selectez limba HTML. Ok. Am întâlnit des acest tag în lecția precedentă. Tagul HTML inițial se află la începutul documentului HTML, în timp ce tagul final HTML se află întotdeauna la sfârșitul documentului. Acest lucru înseamnă că tot conținutul documentului se află în cadrul acestui tag și reprezintă conținutul acestuia. Nimic nu se poate scrie înainte sau după el. De asemenea, acest element apare doar o singură dată pe pagină. Tagul head trebuie setat imediat după deschiderea tagului HTML, menționat mai devreme. În tagul head se setează elemente care nu sunt vizibile în mod direct pe pagină. De exemplu, în partea head setăm meta-tagurile care servesc pentru indexarea paginilor în motoarele de căutare. De asemenea, aici setăm și linkurile către CSS-uri externe și către alte fișiere. Tagul body urmează imediat după tagul head, iar în el se află tot ce este vizibil direct pe pagină. O greșeală frecventă a începătorilor este dublarea acestui tag sau a unei părți a sale, cu ocazia modificării paginii sau când copiază părți ale paginilor în aceeași pagină. Structura de bază a paginilor HTML conține aceste taguri și codul arată în următorul fel. Tagul HTML, deschidem tagul head. Închidem tagul head, deschidem tagul body și închidem tagul HTML. Și închidem tagul body. Respectiv, tagul HTML înconjoară părțile head și body, da? Rețineți că toate celelalte elemente, întregul cod suplimentar se află fie în cadrul secțiunii head, fie în interiorul părții body. Nu vă este permis să setați tagurile direct în HTML. De asemenea, rețineți că părțile HTML, head și body apar o singură dată și întotdeauna în ordinea prezentată în această imagine. Prima noastră pagină HTML. Deoarece deja am asimilat câteva cunoștințe, haideți să creăm prima noastră pagină HTML. CSS-ul îl lăsăm pentru mai târziu. Dacă utilizați Windows, puteți să deschideți Notepad-ul simplu. Dacă utilizați Mac, puteți deschide Text Edit. Eu mă folosesc de Notepad++, care este un editor foarte complex, adică este un plus al Notepad-ului pe care îl știm toți din Windows, al Notepad-ului simplu. După ce am intrat în
Notepad++, mergem la Languages, la litera H și selectăm HTML, pentru că limbajul în care scriem noi momentan este HTML. Și vom începe să introducem primul nostru cod HTML, adică vom deschide tagul HTML, deschidem tagul head, introducem tagul title, unde scriem prima noastră pagină HTML, închidem tagul title, închidem tagul head, ne folosim de tagul h1, adică de la heading 1, bună ziua, închidem tagul h1, ne folosim de tagul paragraph, eu sunt pagina HTML, închidem tagul p, închidem tagul body, și închidem tagul HTML. Da? Dacă efectuăm împărțirea pe elemente, observăm elementele HTML, head și body pe care le-am menționat mai devreme în tutorial. În continuare, în head se află elementul title, care va fi vizibil într-un browser web. În secțiunea body se află elementele heading 1 și paragraph, care reprezintă titlul și un paragraf al textului. Dacă efectuăm împărțirea pe elemente, observăm elementele HTML, head și body pe care le-am menționat mai devreme în lecție. În continuare, în head se află OK. Acum vom merge la File, Save As și vom salva index.html. OK. Și în acest fel ne-am salvat pagina noastră. După ce ați salvat, veți obține același lucru pe care l-am scris în documentul nostru. Da, avem bună ziua heading 1, da? Adică H1 și eu sunt pagina HTML care este notat cu tagul P. Și din browser puteți prezenta codul paginii. Dăm click dreapta. Se va afișa același cod pe care tocmai l-ați introdus în editor. Din acest dialog al browserului nu-l puteți schimba, ceea ce este util atunci când doriți să vizualizați anumite pagini HTML pe care nu le-ați creat dumneavoastră. Să luăm exemplele următoarele site-uri populare, precum Wikipedia, Amazon. Dacă deschidem Source Wikipedia, vom observa că și în pagina respectivă există taguri de bază head, HTML și body. Dacă există foarte multe rânduri ale acestui cod, principalele taguri menționate sunt marcate în imagini cu roșu. Nu am să mai fac un nou video cu rezumatul acestui întreg tutorial. Am să spun direct aici pentru că acesta a fost un tutorial mai scurt. Deci rezumatul acestui tutorial video este: când creăm documentele HTML, setăm întotdeauna în bază tagurile HTML, body și head. Tagul HTML definește baza documentului HTML și este plasat primul. Tagul head definește antetul documentului și conține elemente care nu sunt direct vizibile pe pagină, dar care contribuie la aspectul și la alte detalii ale paginii. Tagul body conține toate elementele direct vizibile și practic prezintă pagina în sine. Atât despre introducerea în HTML și CSS. Ne auzim în tutorialele video viitoare.